Un vis pierdut. Petra se purta ca și cum liceul era proprietatea sa în Atena. Felul în care pășea, vorbea și se îmbrăca o arăta pe deplin. Nu lua note foarte bune, dar avea legături armonioase cu toți profesorii. Paradoxal, acest copil iubit de profesori avea legături bune și cu cei de vârsta ei. Petra era foarte frumoasă, brunetă și bine făcută pentru vârsta ei, iar acesta era un element în plus care o făcea să fie atrăgătoare pentru ceilalți, mulți arătând un interes special în a-i capta atenția. Petra se ocupa cu multe lucruri, făcea sport, dans, pian, pictură și era bună în toate. Avea capacitatea de a se concentra cu multă intensitate când se ocupa de unul din hobby-urile sale și o capacitate neobișnuită de a se relaxa imediat și de a se bucura de ceea ce făcuse. Știa că era bună și nu ezita să o zică. Capacitatea pe care o avea de a se bucura de sine nu a ajutat-o să evite iubirea de sine. La urma urmei, Petra avea un dar special să stea alături de oameni cu suferințe psihice grave și care aveau nevoie de compasiune, putea să se apropie de cei cu care vorbea și să discute cu ei cu sinceritate și interes real. Directorul liceului a observat darul ei și de multe ori o ruga să discute, să-i consoleze pe unii elevi care aveau probleme familiale grave. I-a și propus să studieze asistența socială și să continue studiile în afară, într-o aripă a clinicii de psihologie. Petra a dat examen la Facultatea de Asistență Socială și a fost admisă. Era entuziasmată de viitor și se simțea bine în sinea ei în legătură cu meseria pe care o alesese. De cum a aflat că a intrat la Facultatea de Asistență Socială, a început să scrie la alte facultăți pentru studii postuniversitare în psihologie clinică. În fiecare an, în fiecare vară și dinainte absolvirii și după aceea, Petra mergea în Enghina cu părinții. Stăteau la casa bunicului ei și puteau să petreacă chiar și cele 3 luni de caniculă în bunăstare. În vara asta venise Neghina și un tânăr cunoscut, Sotiris, un tip atletic care ieșise de câteva ori cu Petra în oraș. De multă vreme, el o presa să adâncească relația către o legătură de dragoste, dar ea refuza continuu. Sotiris încercase de multe ori să aibă o experiență intimă cu ea, dar el îl refuzase și în acest sens până în vara aceasta. Într-o zi, când părinții ei plecaseră în Atena, Sotiris a vizitat-o acasă și, dintr-una într-alta, faptele s-au petrecut cu rapiditate și destul de dureros pentru ea. În 2 luni, cu puțin înainte să înceapă școala, a aflat că este însărcinată. În ciuda maturității pe care o arăta celor din jur, ea nu a găsit puterea să abordeze serios această sarcină și, implicit, căsătoria cu Sotiris. Era ultimul lucru pe care și-l dorea, căsătoria și mai ales cu Sotiris. El era cu 4 ani mai mare decât ea, terminase o școală tehnică, nu se așezase niciunde și într-o lună urma să plece în marină. Părinții ei l-au somat pe Sotiris în încercare de a o convinge pe ea să se căsătorească. Aș prefera să avortez copilul sau să-l nasc și să-l dau la orfelinat decât să mă căsătoresc. Petra era foarte hotărâtă și de neclintit în hotărârea ei. Mama sa, care se despărțise de primul bărbat și se recăsătorise, era mai puțin interesată de studiile fetei și încerca să o convingă să se căsătorească. Te-ai jucat destul cu viața ta, este vremea să o iei în serios și să te maturizezi, nu poți să rămâi mereu fata cea mai frumoasă și cea mai veselă din jur. Dar mama, nu-l iubesc, eram bucuroasă să ieșim împreună, dar nu pot să spun că țin la el cu adevărat. Nu-l interesează nimic în afară de mașini și eu nu pot să vorbesc despre mașini tot restul vieții mele. De altfel, nu a găsit niciun serviciu stabil. Cum vom putea trăi? Tatăl tău ți-a spus că are posibilitatea să-i găsească de lucru într-o fabrică, iar părinții lui au spus că puteți sta cu ei până vă găsiți un apartament împreună. De altfel, cum îți așezi, așa dorm, domnișoară. Dar de ce spui, nu pot să-l dau afară? Să nu mai spui niciodată asta, e un mare păcat. Atunci să mă lăsați să-l nasc și îl vom da undeva să-l crească. Rușine, ce va zice lumea? Cum vom putea ieși din casă? Și planurile mele de a-mi continua studiile? Început Petra să plângă. Nici nu suntem siguri că te-am fi putut trimite în străinătate, știi cât de scumpe sunt studiile. Ascultă, Petra, Sotiris pare un băiat bun.
Nu te gândi că o să găsești altul mai bun. Să ne bucurăm de pregătirile pentru nuntă și totul va fi bine. Nu, eu nu mă căsătoresc, strigă Petra. Nu poți să faci asta. La copil nu te gândești? Nu te gândești și la rușine și la familia ta? Ești datoare față de tine și de părinții tăi să faci ceea ce e corect. Petra nu mai știa cum să se lupte cu presiunea pe care o puneau părinții asupra ei și a lui Sotiris. Simțea că este forțată să facă o promisiune de viață pe care nu dorea să o facă. De multe ori se simțea vinovată că se împotrivea celorlalți și că îi rănise așa de tare. Multe fete ar fi fost bucuroase să fie cu Sotiris, era atât de frumos, de politicos și putea să fie un tată bun. Poate mama să aibă dreptate, își spuse Petra. Încet, încet, începu să se gândească că numai așa putea să-i spășească păcatul greu pe care îl făcuse. Dar visele pe care le avusese despre carieră... Nu se împlinesc toate visele, și-a spus ea. Vei fi ocupată săptămâna viitoare? O întrebă mătușa ei la telefon. Da, îi răspunse ea, fără să dea explicații. Comportamentul ei era șters, fără expresie. O mare parte din tristețea Petrei se baza pe faptul că nu putuse să vorbească cu nimeni despre ce simțea ea cu adevărat, în afară de mama sa, care reușise să o ducă acolo unde voise ea. Sotiris era ultimul om cu care voia să vorbească. El se interesa de orice altceva, în afară de căsătorie sau de vreun lucru legat de viitor. Sotiris dorea doar să se bucure de trupul ei și ea, în toată perioada aceasta, se ruga să se oprească toată această tragedie. Nimeni nu asculta însă, așa că într-o după-amiază de duminică, la ora 5, la început de noiembrie, Petra se cunună cu Sotiris pentru tot restul vieții ei. Toți au spus că a fost o nuntă frumoasă, că mireasa a fost frumoasă, că cei doi se potriveau foarte bine și le-au urat mirilor numai bucurie și fericire. După căsătorie, toți prietenii și cunoscuții ei au fost politicoși, dar erau conștienți că odată cu căsătoria un vis al ei a murit și pentru aceasta toți cei care o cunoșteau au regretat. Nimeni nu a îndrăznit să-și exprime însă regretul și toți au plecat de la ceremonie cu sentimente confuze. Petra își trăia durerea pe care și ceilalți o intuiseră. Trăia ca și cum ar fi fost în mormânt. După căsătorie, Sotiris s-a bucurat un timp de trupul soției sale, dar a început apoi să se plictisească. Interesul pentru ea s-a micșorat tot mai mult cu cât avansa sarcina. După nașterea copilului, Sotiris și-a îndreptat atenția către fiu și a cumpărat un set de soldăței cu care se juca ore întregi. El era întotdeauna dușmanul și întotdeauna câștiga bătălia. Se distra atât de mult jucându-se cu copilul și cu soldăței, încât a reușit să o convingă pe Petra să facă încă un copil. Ea era deja copleșită de responsabilitățile maternității și se simțea ruptă de orice altă preocupare a vieții ei, dar se supuse lui Sotiris, crezând că încă un copil le-ar umple viețile mai mult. După al doilea copil, Sotiris și-a pierdut interesul pentru soldăței copiilor și, implicit, interesul față de copiii însăși și și-a întors atenția către mașinile sale și către aventurile trecătoare cu alte femei. După 4 ani de căsnicie, Petra era pe deplin dezgustată de viața ei. Nu avea doar sentimentul că nu putea să-și mai schimbe viața, dar simțea că nu mai avea nici cum să-și exprime dezamăgirea. Ca să pună capăt chinurilor, a luat în final o doză de antidepresive care fuseseră prescrise de medic pentru a putea face față problemelor. Petra încerca să se le spună oamenilor din jurul ei că nu mai putea răspunde cerințelor căsătoriei și că cel puțin în această perioadă a vieții ei nu avea ceea ce era necesar într-o căsătorie. Ei au refuzat să o asculte. Ceea ce îi preocupase pe aceștia fusese doar rezolvarea legală a problemei.